Producătorii, importatorii și distribuitorii de autoturisme pot depune dosarele în programul Rabla până la data de 10 aprilie, urmând ca administrația Fondului pentru Mediu să le analizeze și să publice lista firmelor respinse, care pot depune contestații în termen de 5 zile. Valoarea totală a programului este de 200 de milioane de lei, fiind alocate 20.000 de tichete pentru persoane fizice și 5.000 de tichete pentru persoane juridice și instituții publice. După analizarea dosarelor depuse la administrația Fondului pentru Mediu, tichetele vor fi alocate electronic în sistemul informatic al acesteia. Valoarea tichetului va fi anul acesta tot de 6.500 de lei. În urma dezbaterii publice, valoarea ecobonusurilor acordate în cadrul programului Rabla 2015 a fost modificată față de varianta inițială propusă, aceasta fiind majorată pentru autoturismele cu sistem de propulsie electric hibrid care beneficiază de tehnologii avansate. Astfel, sunt trei variante de ecobonus, o variantă în valoare de 750 de lei, o a doua variantă de 1.500 de lei și a treia de 2.500 de lei. Tichetele vor fi distribuite celor care își casează mașina mai veche de 8 ani pentru a fi întrebuințate la achiziția de autoturisme noi. Aceștia vor putea ceda această primă de casare în favoarea unui terț dacă nu doresc să își cumpere ei un autoturism nou.